felicitări, Marius. Unul în pas, unul în Riaș, 90% FC Botoșani din nou în play-off. Mulțumesc frumos, așa cum am spus-o de fiecare dată, după victorii, toate meritele sunt ale băieților, pentru că ei, vedeți în ce condiții joacă. Din păcate nu ne dorim acest lucru nici pentru noi, nici pentru adversari, dar asta este clima la Botoșani. Terenul s-a prezentat super ok după ce am suferit la meciul cu Craiova. Cei care s-au ocupat de el l-au făcut în condiții ok. Le mulțumim pe această cale. Și-au dat toată silința să aducă terenul în condiții cât mai bune. Din păcate, așa cum se obișnuie și la Botoșani, cu două ori înainte de meci, cred că pornește cineva de sus drumul la robinet, ori plouă, ori ninge. A fost furtună, nu? Da. Te-ai speriat, nu? Pentru că suntem o echipă, și noi și Gazu, două echipe care vreau să joace, două echipe bune. Din păcate, pentru noi, starea terenului încă ne pune mari probleme. Nu, te-a speriat furtuna de zăpadă dinaintea meciului? Da, pentru că ți-am zis de ce. Nu, când știu că ninge sau plouă, deja mă gândesc la băieți, mă gândesc la adversari, mă gândesc la toate lucrurile, pentru că orice timp pierdut în momentul jocului înseamnă timp de recuperare a adversarului, a spațiului, și atunci sunt lucruri care ne dezechilibrează puțin din dinamica de joc. Și normal, mi-aș dori ca vremea să fie ok, să putem juca un fotbal plăcut. Cum e, Marius? E bine. Mulțumim Dumnezeu, trebuie să rămânem bine ancorați în realitate, pentru că calculele cu tine încă nu ne dau calificații în play-off, mai avem de strâns, și băieții trebuie să gândească numai la acest lucru, să nu avem momente de repaus, momente de lejeritate în tratarea antrenamentelor și a meciurilor care vor urma, ca și cum avem să suntem direct în calificații play-off, pentru că am face o mare greșeală, dar așa cum cunosc eu grupul și cum cunosc echipa băieții, sunt ferm convins că suntem destul de bine ancorați în realitate, și chiar dacă și-ar mai permite unul sau altul să trateze mai lejer, sunt acolo pentru a aduce lucrurile pe făgașul normal. Dar recunoști că FC Botoșani în acest moment e una din favoritele la play-off? Suntem o echipă din play-off care suntem urmărită. Cum suntem noi urmăriți, mai sunt și Sepsi și Chindia, de alte echipe, de voluntari, de alte echipe care au șanse și sunt îndreptățite să spere la un loc de play-off. Și automat că vom fi în gardă, vom fi atenționați de tot ceea ce vor face ei, și e un lucru pozitiv, pentru că te ține treaz, te ține focusat pe ceea ce ai de făcut. De asta spun lucrurile astea, pentru că băieții trebuie să înțeleagă că nu este nimic câștigat în momentul acesta. Este un loc în play-off, dar în momentul acesta nu ne garantează nimeni că dacă s-ar fi tras linia astăzi, da, puteam spune că suntem ok. Dar mai sunt meciuri. Cu atât mai multe, e presiunea pe tine mai mare? Presiunea este și la play-off și la play-out. Presiunea e atât timp cât ești antrenor și antrenezi o echipă care mi se cere să facă performanță, e normal că ai presiuni. Unii au presiunea play-off-ului, unii au presiunea meciurilor care te aduc mai aproape de play-off sau îți dă posibilitatea de play-off. Alții sunt cu problemele lor, și tocmai de asta spun că atunci când te faci antrenor, tot timpul ai presiunea rezultatului. De-aia le-am explicat și băieților că nu trebuie să joace, ar trebui să joace fără niciun fel de presiune a rezultatului, pentru că presiunea rezultatului este numai și numai a mea. Ei trebuie să bucure de fotbal, să joace fotbal, în rest, indiferent ce pas greșit se face, este numai vina mea. Marius, de ce ți-asumi play-off, nu? Mi-asumi, îmi doresc tot sufletul. Nu, da sau nu, simplu. Mai avem de muncă. Nu, îți asumi sau nu? Nu este vorba de asumat, este vorba că mai sunt meciuri și trebuie să tratăm fiecare meci așa cum l-am tratat sau le-am tratat pe cele îți care... Îți asumi play-off-uri sau nu? Ți-am mai spus, mai sunt meciuri și mai avem de jucat.
îți asumi play-off-ul sau nu? Ok, mulțumesc.